Aproximativ 50 de terenuri acordate gratuit de primăria Târgu Jiu cetățenilor au fost scoase la concesiune prin licitație până anul trecut. Asta datorită faptului că târgujienii intrați în posesia lor nu s-au încadrat în termenul impus de lege pentru demararea lucrărilor de construcție. Este și cazul persoanelor care au solicitat autorizația de construcție și certificat de urbanism, dar au expirat înainte de începerea lucrărilor. S-au dat terenuri în două zone, în zona Preajba și în zona Narciselor. În zona Preajba au fost repartizate un număr de 200 de loturi de teren și în zona Narciselor 100 de loturi. Sunt peste 50 de loturi la care au fost anulate contractele prin hotărâre de Consiliu, iar aceste terenurile rămase au fost concesionate, scoase la licitație, la concesiune prin licitație. Stadiul lucrărilor pe terenurile date gratuit de primăria Târgu Jiu este verificat de autoritățile locale în mod periodic. În următoarele săptămâni va avea loc o nouă serie de acțiuni de verificare. Prin serviciul de urbanism se verifică periodic stadiul lucrărilor în aceste zone. Chiar și pentru cei care și-au scos documente, mă refer aici la autorizație de construcție, certificat de urbanism, în momentul în care acestea expiră și n-au început construcțiile, contractele se reziliază. Și în acest moment sunt foarte multe dosare depuse la primăria municipiului Târgu Jiu pentru obținerea unui lot de terenuri pe legea 15.